domnul Florin Vulturar. Bună ziua, domnul Vulturar! Bună dimineața! Bună ziua, da! Bună ziua, bună dimineața! Bine, ok, cum vorbim? Horia, Florin sau ne domnim? Cum vrei tu? Cum vrei tu? Zim că după aia dacă nu zic domnul Vulturar, mă sun tu pe emisiune și îmi spui, bă, păi nu ți-e rușine. Cum vrei tu, domnul Horia? Domnul la guvern. Bine, Florin. Florin, ce faci? Că nici nu mai știu pe unde umbli. Ești un glob pe șantier acum, din Africa, în șantier. Ah, ești în șantier unde? La tine acasă sau unde? Da, am aici niște șantiere și mai fac și altceva decât fotbal. Foarte bine. Mă auzi, asta înseamnă să fii un băiat înțelept. Da. Că tu vezi și tu cum e cu fotbalul. Azi îți iese, mâine nu îți iese. Păi da. Știi? Înțeleg. Cum a fost, Florin, cum a fost în Africa? Cât ai stat acum când te-ai dus? Câteva zile, am stat foarte mult pentru că am avut doar câteva discuții și m-am întors. Dar cât ai stat? 3-4 zile? Cât? 5-6 zile am stat. Dar cum e, apropo de asta, uite, chiar sunt curios, e greu să mergi până acolo? Adică cât faci până în Africa de Sud, de exemplu? Faci aproape 10 ore, dacă mergi de la Istanbul sau dacă mergi de la Doha, sau 9. Și aterizezi direct la, nu știu, Johannesburg sau unde? Johannesburg și Cape Town. Deci cam astea două zborurile mai bune. Aha. Bun, și zona unde te duci, unde e? Mai aproape de Cape Town sau de Johannesburg? Păi cam amândouă zonele mă interesează să văd. Dar Johannesburgul e cam cel mai ok de acolo. Prins mai multe. Bine, am auzit că o țară superbă, așa mă înțeles. Da, foarte frumos. Da, și e un contrast între sărăcie și bogăție, cum se zice. Am înțeles, dar am auzit că este una dintre cele mai frumoase țări din lume, Africa de Sud. Da, fi pe mine mai impresionat. Mai fost de vreo 2-3 ori înainte, dar chiar e o țară frumoasă. Ai început să rupi limba? Mai greu. Corect. Bun, ce s-a întâmplat? Am văzut foarte multe nume vehiculate și eu o să te întreb direct și sunt convins că la fel o să-mi răspunzi. Am văzut, de exemplu, s-a scris în ultimele zile că gata, ați bătut palma și că luați pe bolivianul Gonzales de la Kaiser Chiefs. E ceva adevărat? Nu se pune problema, nici nu am avut nicio discuție pentru acest jucător. Am văzut că a apărut în presă tot felul de speculații. N-am discutat cu nimeni despre acest jucător. Discutăm cu totul despre alt jucător. Am văzut că am apărut și ceva fundaș. Nu se pune problema în momentul de față de fundaș. De singurul jucător care ne interesează e un atacant și probabil un mijlocaș ofensiv, dar nu știu dacă în această iară. Dar cu siguranță facem tot posibil să aducem un atacant. Vreți neapărat să aduceți un atacant, nu? Da, pe atacant mizăm în perioada următoare. Mai tare puțin, că nu am auzit. Cum ai zis? Pentru atacant am discutat. Nu s-a concretizat 100% nimic. A fost o discuție cu clubul, cu jucătorul, rămâne în perioada următoare să discutăm, dar concret 100% nu s-a făcut nimic. Dar tot cu ăștia, cu Kaiser Chiefs? Cu ăștia... Nu. Deci echipă din prima ligă, bănuiesc, nu? Da, clar, 100%. Nu s-a aducem cu siguranță niciun jucător. Am înțeles. Deci e un atacant de echipă de prima ligă, dar nu e nimic... Un atacant cu viteză, un atacant genul Garita. Deci genul lui Garita, am înțeles. Dar înțeleg că totuși nimic concret la momentul ăsta. Nu. Deci... Iarnă probabil o să discutăm 100% pe concret. Am înțeles. Deci Gonzales, ca să clarificăm 100% povești, fake news, cum să zice, nu? Fake news, 100%. Am înțeles. Deci nicio treabă cu Gonzales, nu? Nu ai nicio treabă. Am înțeles. A mai apărut un nume, un fundaș central în Golo, ganez. Nu s-a pus problema să aducem în momentul de față fundaș central. Am vorbit cu Nașul, nu. Singurul jucător care vrem să-l aducem pentru iarnă e un atacant. Am înțeles. Deci atâta, nu? Atâta. Doar atâta. Dacă o să mai apară ceva foarte, foarte interesant și putem să luăm, atunci discutăm. Dar în momentul de față, nu. Tot ce a apărut în presă e doar fake news.
Sunt doar speculații, nu? Deci, da. Gonzale, speculații, Golobko, ăsta, fundașul central de 22 de speculații. Deci, da. Practic, totul, tot ce a apărut, totul sunt, ca să zic așa, jocuri, mă rog, informații pe care, știi cum, presa a ieșit, da, la pescuit. Le, da, le caută, le... Uh-huh. Am înțeles. Speculează, dar nu nimic concret. Am înțeles. Deci, numele atacantului care vorbiți nu a apărut până acum în presă. Nu, nu, 100%. Doar știm doar... Eu, Nașu și două, trei persoane, MMS2. Foarte bine, foarte bine. Da, foarte bine. În mod normal, un astfel de atacant cam cât costă, Florin? Păi câteva sute de mii. Adică până în 500 de mii, da, sau și mai jos? Nu, nu, cam pe acolo un atacant de genul ăsta. Deci cam la 500 de mii, nu? Da. Mm-hmm.